și fizic alături de voi, dar mă bucur că totuși prin acest intermediu online pot fi alături în această zi specială și țin să vă felicit pentru această inițiativă. Cred că este un lucru important să premiem și să încurajăm micii campioni de la vârste fragede. Mulțumim, mulțumim frumos și asta ne motivează și sperăm să avem cât mai multe astfel de evenimente. Tu ești născută în Botoșani, în comuna Vrumei, da? Corect? Și ai trăit acolo până la 14 ani, din câte știu. Acum, de tot se apropie sărbătorile, cu siguranță ai foarte multe amintiri din preajma sărbătorilor fiind copil. Dacă poți să ne spui o amintire de care ți-e drag să povestești sau știu, ce te aduce aminte cu plăcere de perioada asta? Nu am doar amintiri, am mai multe, nici nu știu pe care să vă spun. Totuși o să aleg două. Îmi plăcea foarte mult să merg cu Colinda, mi-aduc aminte și acum zilele în care plecam dimineața de acasă și mă întorceam seara. Și luam tot satul din casă în casă, dintr-un capăt în celălalt, nu-mi scăpa nimic. Chiar dacă era frig, zăpada mare nu conta. Da. Și o altă amintire plăcută este un moment în care timpul și vârsta mi-a permis mie și colegilor din clasă să ieșim să ne dăm cu Sania. Ne strângeam, cred, undeva între 10-15 copii și ne dădeam pe uliță, făceam și trenulețul, era foarte amuzant și îmi plăcea să petrec timpul în felul acesta. Da, sunt multe amintiri de genul ăsta pe care cred că cu toții le avem și de care ne amintim cu drag. Și dacă tot fiind sărbătorile, cum îți vei petrece sărbătorile? Ce vei face de sărbători? De Crăciun voi veni acasă. Nu va fi un liber total, îmi voi lua aparatul cu mine și voi continua să mă antrenez acasă. Dar cel mai important este că voi fi alături de cei dragi mie. Da, foarte frumos. Cred că și ei sunt foarte bucuroși că o să te vadă acum în preajma sărbătorilor. Și mai avea și dietă specială sau reușești să te bucuri de bunătățile de sărbători? Mă voi bucura de toate bunătățile, dar voi încerca să păstrez o limită astfel încât să nu iau prea multe kilograme în plus. Da, cu toți încercăm să fim atenți în preajma sărbătorilor. Acum unora ne iese, unora nu ne iese. Acum că tu tot te afli în cantonament, dacă ar fi să vorbim de sacrificiu, pe lângă celebrele bătături dureroase pe care le ai, le aveți voi care îți faceți canotaj și nu numai, care și, na, mă rog, cantonamentul este un sacrificiu în sine, alții sunt cu gândul la vacanță, alții poate sunt deja vacanță, ce te motivează, cum îți găsești, eu știu, ambiția de a merge, forța de a merge mai departe, să nu renunți, eu știu. Cred că faptul că îmi doresc să repet rezultatele pe care le-am realizat deja, îmi doresc să fac parte dintre cei mai buni în continuare și lucrul acesta mă face să lupt în continuare, să nu mă dau bătută și să nu cedez, fiindcă adevărul este că uneori este foarte greu și apar acele gânduri în care ne vine să renunțăm. Am și eu astfel de momente și recunosc că nu este ușor să le depășesc mereu, dar îmi aduc aminte pentru ce lupt, pentru ce muncesc, îmi aduc aminte de oamenii dragi care îmi sunt alături și mă susțin și nu am cum să plec acasă. Continui lupta. Da, e foarte bine și noi de același lucru ți-l dorim, adică na, noi din exterior ne dorim cât mai multe performanțe, noi ne mândrim cu ceea ce realizezi tu sau ceilalți sportivi cu toate rezultatele voastre pe care le aveți. Dar, nu știu, ai existat vreodată vreun moment din trecutul tău în care, nu știu, te-ai impulsionat să ajungi aici și ai spus, uite, nu, mi s-a întâmplat lucrul ăsta, băi, gata, eu asta vreau să fac, o să muncesc până nu mai pot, dar vreau să reușesc în canotaj, vreau să reușesc, nu știu. A fost un moment în care te-a făcut să spui cum, băi, te-a ambiționat și de ăla a fost un moment. Sau când a fost momentul în care ai știut cu toată ființa că vrei să faci lucrul acesta? La început canotajul a fost o joacă, totul a venit treptat.
chiar și rezultatele. Nu am visat chiar de la început că voi deveni campioană olimpică, dar visam să devin cât de bună pot și să fac performanță la cel mai înalt nivel pe care îl pot eu. Și treptat au început să vină rezultatele. Cred că mi-am dat seama cu adevărat că pot să devin campioană olimpică și să am niște rezultate la cel mai înalt nivel în anul 2019, când am început să concurez în barca de dublu găsle. Am început să câștig medalii la cele mai importante competiții și mi-am dat seama că totul este posibil. Iar de atunci lucrurile au decurs oarecum normal, nu într-un ritm alert, fiindcă a fost și pandemia și ne-a dat și nouă planurile peste cap, dar pot spune cu mâna pe inimă că dorința a rămas aceeași, puterea și obiectivul au rămas acolo, iar faptul că am luptat și nu am renunțat m-a făcut pe mine să devin campionă olimpică la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Dar am o întrebare, ar fi o greșeală să începi cu un vis, un vis mare? Nu, deloc. Trebuie să visăm, să ne dorim cât mai mult, dar în același timp să fim realiști, să știm cât putem noi în prezent. Dar bineînțeles, cât putem noi în prezent nu se compară cu ce vom putea în viitor. E bine să facem diferența asta. Să știm cât putem acum și să ne dorim foarte mult în viitor. Corect. Dar totul mai de canotaj la început a fost ca o joacă. Ce ai simțit prima oară? Nu știu, după prima întâlnire cu canotajul sau după primul antrenament, cum ți s-a părut? Adică ai zis, bă, vin și a doua zi. Aparent ai trei duși a doua zi, dar cum a fost? Cum te-ai simțit prima oară? O să vă povestesc prima ieșire pe apă. A fost într-o barcă de dublu. Ieșisem cu o colegă mai mare, care doar stătea și ținea barca în echilibru, astfel încât eu să nu mă răzdor. Și în funcție de ce îmi spunea ea și antrenorul de pe mal, eu făceam. Vă dați seama, am avut emoții, mi-era frică să nu pic din barcă, să nu mă răstorn. Mi-a plăcut foarte mult sentimentul acela de a aluneca și de a pluti cu barca pe apă. Mi-a plăcut ideea de a aluneca cu o viteză pe care eu o ofer bărcii, fiindcă în funcție de cum trăgeam eu, așa aluneca barca. Și ce pot să spun, a fost dragoste la prima vedere. Da, da, foarte, foarte frumos. Acum mă gândesc, nu știu, cum crezi că te-a ajutat pe tine canotajul sau, nu știu, sportul în general să te formezi ca personalitate, ca om, sau ce te-a învățat până acum, sau cum te-a schimbat, sau dacă te-a schimbat? Într-adevăr, sportul schimbă, educă, oferă o astfel de perspectivă asupra lumii. Consider că devii mai serios, conștientizezi astfel lucrurile, ești mai respectuos, îți schimbi comportamentul foarte mult și este important să treacă copiii prin această etapă a vieții. Colectivul în care ei și-ar petrece timpul, modul în care și-l ar petrece, fiindcă sportul este foarte sănătos și este bine să îl păstrăm în viața noastră. Unii poate mai mult, alții mai puțin, în funcție de putere, dar nu trebuie lăsat deoparte, așa cum înainte era armata, care a ajutat mult în acea perioadă și consider că am mai fi nevoie și în zilele noastre de puțină, da. Dar cred că și sportul este o alternativă foarte bună de urmat, copiii se dezvoltă frumos, sănătos, gândesc sănătos, nu există doar sănătate fizică, cât și psihică și asta nu poate decât să le facă un mare bine pentru viitorul lor. Dar acum că tot vorbim de copii, tu ai plecat la o vârstă la care nu mulți pleacă de acasă, probabil, sau e destul de greu, la 14 ani. Dacă mâine sau, nu știu, poimerea vine la tine o fată, un băiat de 14 ani și ți-ar spune că vrea să înceapă o carieră în sport, dar presupune să plece de acasă. Ce sfat ai da? Adică cum?
l-ai sfătui? Las un roman să meargă către sport. Nu cred că sunt persoana neapărat potrivită pentru a îndruma spre un sport specific. Fiindcă unii sunt potriviți pentru canotaj, alții pentru atletism, unii pentru box, lupte sau alte sporturi. Dar ce pot să spun este că aș îndruma orice copil să meargă către sport, indiferent de tipul sau ramura sportivă. I-aș îndruma să își dorească să devină mari campioni, să aibă încredere în ei și să lupte pentru visul lor. Ce faci tu în timpul liber? Nu știu. Așa, de atât timp cât ai, nu știu. Este foarte puțin timp liber. De obicei avem o jumătate de zi liberă pe săptămână. În această săptămână va pica duminică după amiaza. Având în vedere că suntem în încărcare și oboseala este foarte mare, probabil că voi dormi puțin la prânz. Și cel mai probabil după odihnă voi ieși în oraș să mă plim, să mă reconectez. Voi mânca probabil niște prostii de pe la restaurante, nu știu, mai schimb meniul. Da. Și, nu știu, poate niște cumpărături, cred că depinde mult de starea pe care o am în acea zi. Uneori nu ies deloc din bază, deși este liber, prefer să stau în pat, să citesc o carte, să văd un film și să mă relaxez. Uneori, în schimb, imediat cum termin antrenamentul, fug repede, mă pregătesc și plec în oraș și mă întorc la via seara înapoi. Când ești în oraș, prin magazine, prin restaurante, te recunoaște lumea? Unii da, unii nu. Este un subiect greu de dezbătut, fiindcă... Dar ție îți place? Adică îți putea să plec cunoască lumea sau să vină? Sau cum te simți? Acum îți place așa dacă unii sunt da, unii nu? Te mai încălăbă așa? Îmi place. Încă ai prea mult de intimitate. Exact, dar bine, eu sunt foarte departe de acel prag în care nu-ți mai este respectată intimitatea. Mi-ar plăcea să fiu mai cunoscută, mi-ar plăcea să vorbesc mai mult cu oamenii din jur, dar lucrurile trebuie să se desfășoare treptat. Cred că mai este nevoie de un aur olimpic pentru a deveni cunoscută la nivelul pe care îmi doresc. Așa, nu e cel teoric și nu e apreciat cel teoric, dar cu siguranță, cu siguranță. Dar, apropo, dacă nu ai fost canotajul, crezi că era un alt sport pentru tine potrivit sau ți-ai fi plăcut un alt sport? Ce-ai fi ajuns departe și acolo? Sincer, nu cred că există un alt sport potrivit pentru mine, fiindcă eu nu eram un om al sportului până să apară această oportunitate în care mi-am. Îl făceam doar în școală, fiindcă era nevoie și atât. Chiar înainte să vină acest antrenor, Bulie George, de la Clubul Fortul Potoșani, în selecție, mai venise o doamnă, nu mi-aduc aminte dacă era vorba despre volei sau handbal, tot în selecție, și am refuzat instant, nu mi-a plăcut ideea deloc, nu m-a interesat, nu am pus aud despre ce e vorba, nici n-am spus acasă. Și a venit acest antrenor de canotaj, mi-a spus câteva cuvinte și simțeam înăuntrul meu că este pentru mine. Ce a fost al meu, că nu este tot sport, practic. Într-adevăr, cred că ce a fost al meu, a fost al meu și simțim înăuntrul nostru când un lucru este pentru noi. Da, da. Acum că tot vorbeam de vacanță mai devreme, unde ar fi vacanța de vis pe care ți-ai petrece? Unde ai pleca dacă ar fi mâine să-ți iei 2 săptămâni sau 3 săptămâni sau o săptămână, cât ar putea fi timpul de vină? Sunt multe lucruri pe care mi-aș dori să le vizitez. Cred că aș vizita Barcelona. Nu am fost, am auzit că e foarte frumos, pe viitor probabil voi ajunge acolo. Cu siguranță să-ți plac, eu aș putea să-ți plac, cu siguranță. Îmi plac orașele care au aceste clădiri și istoria în spate care frumusețează totul. Dar, uite, îmi place și am fost în 2015 la un concurs mondial de juniori la Rio de Janeiro. Mi-a plăcut foarte mult.
ce am văzut acolo și mi-am propus ca în viitor, oricând va fi asta, trebuie să mai merg o dată și să mă bucur mai mult de frumusețile pe care le-am văzut acolo. Dar, sincer, nu mă arunc foarte departe. Am înțeles. Orice vacanță, important este cu cine o petreci, locul contează mai puțin. Și apropo de asta, cu cine petreci? Dacă mă tot așa o întrebare, altfel, nu știu, dacă ar fi să alegi o persoană cu care trebuie să iei prânzul, cina, nu știu, personalitate, ce vrei tu, oricine, de pe planeta asta, cu cine ai sta la masă două ore să bei un pahar, să povestești, să mănânci, să bei un pahar de vin sau o cafea sau o apă, orice? Asta este o întrebare dificilă, nu m-aș fi așteptat la ea. Sincer, nu știu să vă dau un răspuns, fiindcă lumea asta este mare și există atât de multe persoane care au importante de spus încât mi-ar fi greu să aleg. Ar trebui să fac probabil o lungă listă și să o iau prin eliminare și atunci. Și cu domenii și cu... Dar... Sincer, cred că orice persoană are ceva de împărtășit. Lucrurile sau mai puțin bune și dacă ești atent la povestea pe care acea persoană ți-o spune, ai multe lucruri de învățat din ceea ce auzi. Corect. Foarte bine spus. Așa este. Eu cred că aș fi ales pe cineva cu siguranță, dar cred că răspunsul tău e mult mai bun și... cred că am să, da, o să-l folosesc dacă cineva m-a întrebat vreodată în viață cu cine vreau să iau, acum am un răspuns mult mai bun și mai profund decât aș fi dat eu în mod normal. Acum că ne apropiem de încheierea interviului, vrei să transmiți un gând sau, nu știu, juniorul prezent la eveniment, nu știu, ceva care să îi motiveze sau poate care să îi ajute sau să... Noi am intitulat evenimentul Creștem Campioni. Dacă le poți spune ceva care să inspire mai mult decât ce ne-ai spus până acum și decât prezența ta în cadrul acestei festivități, te rugăm mult să faci lucrul acesta. În primul rând, doresc să-i felicit pe toți pentru ceea ce fac. Doresc să-i felicit pentru faptul că ei deja sunt niște campioni. Niște campioni mici acum, care vor fi mari mai târziu. Poate mâine, poate poimâine. Îi încurajez și să le spun că eu am plecat de jos, dintr-un sat, din Avrămei, județul Bătășani, și am ajuns pe cea mai înaltă dreapta lumii, la Jocurile Olimpice din Tokyo. Okay. Un drum foarte greu, plin de hopuri, dar datorită faptului că mi-am dorit și nu am renunțat, am demonstrat că totul este posibil și vreau să aveți încredere în voi, că și voi veți reuși în drumul vostru și orice limită sau hop, neputință vă apare în cale, să știți că voi puteți să ștergeți cu buretele acel hop și veți trece mai departe, ajungând mai puternici și veți trece linia aceea de sosire învingătoare.